Salutare tuturor! Astăzi am venit până în Băneasa Shopping Center să vă arăt Galaxy Fold, noul terminal Samsung care se desface și devine o adevărată tabletă de 7,3 inch. Un telefon bun, dar care este primul din gama lui, e deschizător de drumuri, este un prototip, o încercare să vadă dacă pe viitor acest gen de terminal ar putea avea succes sau n-ar putea avea succes. Știm deja că o parte din cei care au testat Samsung Fold au avut probleme cu display-ul, pentru că în momentul în care îl desfaci ca să faci tableta întreagă, partea din mijloc este îndoită și ca orice plastic, pentru că sticla deocamdată nu suportă multiple îndoiri, rămâne o urmă, nu se vede întotdeauna perfect. Oamenii care au testat în amănunt acest terminal au spus că acest plastic este o folie de protecție care se pune pe deasupra și care permite unificarea imaginilor de pe cele două ecrane, să nu se vadă dunga din mijloc și așa mai departe. În realitate, eliminând această folie, rămâne o dungă aici neagră în mijloc care nu se vede întotdeauna plăcut. Altfel, dunga nu se observă aproape deloc, sunt chestii probabil de reflexie, de realizarea display-ului și atâta timp cât nu este folosit intens, nu se observă nici foarte, foarte tare. În mod normal, și în timpul filmărilor, și în timp ce citești sau folosești ca multitasking, nu prea se observă nimic pe mijloc. Dar, cum spuneam, e realizat special pentru asta și cred că și folia asta de deasupra are un rol important în chestia asta. Bun. Nu știu dacă mai trebuie să mai trecem încă o dată prin de toate detaliile tehnice. Terminalul are un ecran extern de 4,6 inch, unul din modelele Super AMOLED folosite Samsung anterior. Dar pur și simplu așa ținut în mână, este destul de îngust și subțire cât să intre în buzunar să nu-l observi. Poți să răspunzi la telefon, poți să vorbești la telefon, poți să folosești camera și poți să faci diverse alte tricuri direct de pe ecranul ăsta, ca și cum ai avea un telefon obișnuit în buzunar. Pe spate are camera foto triplă cu 12, 12 și 16 megapixeli, iar pe față are o cameră dublă, iar aici o cameră de 10. Pe față, fiind cu el pliat, are cameră duală pentru pozele selfie. Din ce am observat eu, modelul Fold vine cu Snapdragon 855. Sunt curios dacă și pe ăsta au pus sau dacă nu. Vom vedea imediat că punem ceva pe el. 12 GB de RAM și 512 de stocare internă, deci putem să spunem că este un adevărat PC. Îl scot puțin ca să bag aici un cont. Îmi place cum au împărțit tastatura pe ambele ecrane și scrie destul de comod cu ambele degete mari. Vreau să descarc asta, să vedem totuși detaliile tehnice adevărate, nu ce am citit pe net. Și încerc să vă arăt dacă are ceva vreo poză prin galerie. Dacă nu, da. Au mai fost oameni pe aici, dar uite, un singur selfie în toată asta. Ba, nu. Sunt și niște poze de prezentare. Deci ecranul Super AMOLED format în unirea celor două e foarte mișto și în mod normal nu se observă acea dungă pe mijloc. Și mai ales în filme nu se observă, doar că formatul de 4x3 nu este cel mai bun pentru filme, pentru divertisment, YouTube sau Netflix, deoarece se vor vedea cu benzi negre pe laterale. Haideți să încercăm
Direct de acum am un YouTube. Deci nu poți să zici că se vede urât, dar se observă benzile negre deasupra și dedesubt și nu este niciodată full screen. Mi se pare că și camera de selfie din colțul de stânga sus arată decupată destul de urât. Puteau găsi o soluție mult mai interesantă ca să nu arate chiar așa, dar probabil, așa cum spuneam și la Barcelona, a fost o grabă foarte mare să ajungă să lanseze acest model. Are o problemă și cu unghiurile de vizualizare, pentru că se vede foarte bine, dar de cameră părea cam ciudat. Și a crăpat. Nu e nimic, o luăm de la capăt. Așa, deci ținând perpendicular se vede foarte bine, dar dacă înclin ecranul, bine, sunt și reflexiile din magazin, că sunt în magazin. După cum vedeți, nici o dungă pe mijloc, deci partea asta e foarte mișto. Cred că va fi un terminal foarte interesant pentru cei care joacă jocuri video gen PUBG sau Fortnite sau altele de genul ăsta și un terminal pentru cei care citesc documente de mari dimensiuni, pentru că e foarte greu de citit pe un telefon normal, oamenii așteaptă până ajung la birou ca să încapă Excel-ul pe toată dimensiunea display-ului. Este, ce să zic, este un telefon care arată bine, deși este destul de gros, are cam grosimea unui dispozitiv IQOS sau GLO sau poate chiar mai lat decât ele, dar nu mi se pare că ar fi chiar foarte greu de ținut în buzunar, ci mai degrabă incomod. Îl simți că e gros, îl simți că e destul de greu, are 265 de grame, față de un telefon normal care în general este sub 200 de grame, foarte rar depășește 200 de grame, sau cele mai mari, gen iPhone XS Max, ajunge pe la 180. Bun. Deci ce putem spune despre Fold este că e un experiment foarte interesant, este foarte scump, încă nu sunt 100% convins că merită toți banii, dar poate dacă va veni pe viitor la un review extins, am să-mi dau seama cum este și dacă merită bani. Sensorul de amprentă l-au pus la acest dispozitiv pe lateral, ca la S10e, cel mic. După cum am spus, mi se pare o idee interesantă, e bună că din acest buton deschizi ecranul, din acest buton te și autentifici și nu mai ai nevoie de alte acțiuni. Ceea ce punctul slab pe care îl văd eu la acest dispozitiv nu e neapărat că partea de plastic se exfoliază la un moment dat, să zicem că te duci la serviciul Samsung și ți-l reface dacă ai probleme. Ecranele în sine nu cred că au o problemă neapărat, doar dacă prin șocuri repetate le deconectați și atunci o să mai vede imaginea, cum au pățit unii. Dacă aveți grijă de telefon și am văzut că au inclusiv o husă oficială pentru Galaxy Fold, eu cred că va rezista destul de bine în timp și cred că merită bani. Problema pe care o văd eu, de la care am plecat toată discuția asta, este legată de baterie. E un dispozitiv cu 3 ecrane, 5 camere foto, iar bateria lui este în total de 4380 de mAh, adică da, are o baterie aproape de tabletă, dar să ne gândim că un dispozitiv precum Huawei P30 sau altele, sau Galaxy S10 Plus, au 4200 și nu rezistă. Adică ai nevoie să fii foarte atent cât de mult îl folosești. Scopul acestui device este tocmai multimedia, filme, jocuri. O să te ducă bateria în câteva ore și utilizatorii se vor plânge peste tot. Cam asta e, aștept device-ul la un review complet, sigur aș putea să vă mai povestesc o grămadă despre Fold, dar toate discuțiile astea sunt teoretice până când nu vine la
un review detaliat, în care să vedem și cum se comportă în utilizare, dacă are lag sau nu are, dacă bateria ține sau nu ține și așa mai departe. Haideți să vedem dacă am instalat asta. Da. Bun, deci într-adevăr are 12 GB de RAM, din care sunt ocupați 7 și mai are 5 liberi și 512 GB de stocare, din care sunt liberi 463 de GB, Bluetooth version 5.0. Era de așteptat asta, Qualcomm Snapdragon 855, 4 nuclee Cryo Gold și 4 nuclee Cryo Silver, 7 nanometri, unul din cele mai puternice sau poate cel mai puternic procesor de anul ăsta. A crăpat iarăși aplicația, deci e complicat cu display-ul de dimensiunile astea. Probabil aplicațiile se adaptează automat, dar nu toate, și atunci 2152 pe 1536 pixeli, 7,3 diagonală, 362 ppi și secondary screen de 1680x720 HD, 4,6 inch, 397 ppi. Da, cam exact ce știam. Și să vedem baterii. 4380 ia capacitatea raportată, 4275, deci aici va fi problema cu Galaxy Fold. În rest, Android 9 Pie, nu fac nicio problemă, Samsung One UI, interfață foarte bună și vreau să dau pe termal pentru că sunt un pic cald în mână, 50 de grade, din cauza că am rulat câteva aplicații. Rămâne de văzut și aici cum se comportă în testele de utilizare mai intensă, dacă se încinge foarte tare în jocul, din teste și în toate celelalte. Acum vreau să mă chinez să-mi scot contul de la Google, dacă pot, dar văd că nu pot. A, gata, am găsit. Remove account. Și cam asta a fost cu Galaxy Fold. Nu e foarte greu, dar nici nu stă foarte comod în mână. Nu alunecă, în schimb, se ține plăcut. Dar mi-e frică să-l îndoi cu o singură mână, deoarece are un mic arc aici care trage și s-ar putea când trage așa, pac, să se strice display-ul. Din păcate nu îl putem dezlega de pe masă, este aici prezentat în magazinul Eternity din Mall Băneasa Shopping Center. Cei de la Eternity au fost simpatici și m-au lăsat să vin să filmez la ei în stand. Găsiți și multe alte telefoane și accesorii Samsung la Eternity. Ne vedem în curând cu telefoane noi, vin foarte multe telefoane la test și mai am câteva comparații de postat din urmă, așa că nu scăpați de mine prea ușor. Ne vedem! Salut!